Bun, Nexus S partea a doua. Haideți să ne uităm un pic prin interfața de Android și prin meniurile pe care le aduce 2.3 în plus. Aici este un widget deja clasic în Android, cel de activare a diverselor funcții. Poți să activezi wireless-ul, poți să activezi sau dezactivezi sincronizarea. Și aici funcția de lumină, de iluminarea ecranului. O voi pune pe maxim momentan pentru video. Știți că față de primele versiuni de Android care aveau doar 3 ecrane așezate orizontal, s-a trecut mai nou la 5. Observați aici două puncte care indică faptul că am două ecrane disponibile spre stânga și două spre dreapta, se schimbă pe măsură ce merg prin ele. Acesta este și fundalul animat specific telefonelor Nexus. Nu arată rău, dar e oarecum plictisitor pentru mine. Haideți să ne uităm prin setări. O listă oarecum clasică, setări wireless, cele obișnuite, conectarea la wireless e conectat momentan în modul N, o viteză mult mai bună de transfer. Conexiunea Bluetooth poate fi activată sau dezactivată și de aici, plus toate setările de nume de dispozitiv și alte asemenea. Opțiunile de hotspot wireless pentru USB sau pentru a funcționa ca un hotspot oferind altor dispozitive acces la internet prin Wi-Fi și 3G în același timp pentru accesul către rețeaua mare. Asta e o altă setare care era totuși dinainte, VPN-ul. NFC-ul este o noutate pe care Google a decis să o introducă în toate versiunile noi de Android, începând cu 2.3, și Nexus S este primul telefon care include și un chip NFC. Înseamnă Near Field Communications și se referă la posibilitatea telefonului de a dialoga printr-o comunicare wireless de distanță foarte mică, ceva gen 10-20 de centimetri, prin această tehnologie. Se crede că în viitor va fi utilă pentru a face, nu știu, plăți rapide, doar apropiind telefonul de un alt dispozitiv compatibil sau schimb de cărți de vizită sau poate chiar și de fișiere. Rămâne de văzut dacă va prinde această tehnologie. Momentan o dezactivez deoarece nu are niciun rost. O opțiune clară de a utiliza doar rețele 2G. Și aici setările normale pentru internet. Call settings. Nimic neașteptat. Voicemail. Internet calling. Sunete. Modul de vibrație. Volumul se poate configura și pentru alarmă, nu mai știu dacă telefonul este disponibil. Ringtone-urile aici toate au nume de stele sau de constelații. Mi-a plăcut un ringtone, acesta Radiation. Interesant ca idee, dar probabil nu va fi utilizat de foarte mult, că niciodată nu vei ști dacă sună telefonul sau doar se aude un semnal din boxele alăturate. Diverse opțiuni de control al sunetului. Afișajul momentan este la maxim. Dacă dau pe automat, are control prin acest mic senzor care se găsește aici. Rotația ecranului pentru meniuri. Animații. Delay-ul e ultim la 2 minute.
cum se stabilească localizarea ta, fie prin rețele wireless, fie și cu ajutorul GPS-ului. Îl țin dezactivat pe GPS, deoarece folosesc un widget suplimentar pentru a-l activa și dezactiva doar atunci când am nevoie. Parole, certificate, nu este ceva neașteptat până acum. Meniu de aplicații. Ce a folosit bateria. Știți deja, acest meniu este aportată cu Android 2.2, dacă nu mă înșel. Iată spațiu ocupat, aici este o interfață un pic mai aranjată, un grafic care arată cât este disponibil. Observați că în acest moment folosesc 47 de MB dintr-un total de 1 giga. Sunt aplicațiile, pot să intru în ele, să am diverse opțiuni de instalare sau dezinstalare. Cu aici o mențiune utilă, faptul că acest USB storage se referă de fapt la memoria internă. Telefonul nu are slot de card microSD sau de alt tip, dar are 16 GB de memorie internă. Observați că de fapt sunt afișați 13, din cei 16, unul este considerat memoria telefonului, ceilalți sunt probabil rezervați pentru altceva. Oricum, sunt 13 GB disponibili de memorie, care nu se numesc aici Move to SD, ci apare acea sintagmă Move to USB Storage, cum ați văzut aici. Aici ce folosește RAM? Observați, din 102 MB utilizați și mai sunt 196 liberi. Iată, fundalul animat folosește 18 MB, aproape cel mai mult, chiar cel mai mult, de fapt, pe lângă interfața de setări în care mă aflu acum. Bun, la account sunt cele normale. La privacy pot să aleg un backup al datelor pe serverele Google sau să formatez telefonul, ceea ce voi face atunci când îl voi da înapoi. Storage-ul, după cum vă spuneam, 13 GB disponibil dintr-un total de 13 și un pic. Pot alege să șterg tot ce este în memoria cea extinsă. Telefonul nu are și interfață în română. Limba poate fi alesă doar dintre cele de circulație internațională. Așa că am mers pe engleză. Tastatura, i-am activat vibrația la apăsarea unei taste și am dezactivat predictorul de text, deoarece este doar în engleză și nu l-aș utiliza. Voice input pentru recunoscut vocea, din nou oarecum inutil la noi, deoarece engine-ul merge doar în engleză și nu știu, mi se pare ciudat să încep să vorbești în engleză cu telefonul tău pentru a-i transmite diverse comenzi. Vine inclus cu un engine de text-to-speech, de generarea sunetului. Iată și un exemplu. Acesta este util pentru alte aplicații care pot, de exemplu, să vă spună numele persoanei care sună în momentul unui apel. Eu folosesc așa ceva pe telefonul meu. Este foarte utilă, începe telefonul să sune în buzunar și ți se pronunță deja numele contactului care te apelează pentru a ști deja cine este. Meniu de accessibility. Data și ora, nimic schimbat aici. About phone. Îmi spune aici că este un disponibil un update nou. Am înțeles că, iată, scrie și aici. Un bug fix pentru
diverse funcții din telefon, plus o nouă versiune de Maps, nu am instalat încă. Din când în când îți mai arată astfel de mesaje. Alte informații despre telefon, observați aici modelul Nexus S, versiunea de Android 2.3. Și cam ăsta ar fi meniul de setări. Interfața de cameră v-am mai arătat deja în celălalt clip, dar îmi place, este mai curată, mult mai bine făcută față de Androidul clasic al versiunilor dinainte de 2.2. Balansul de alb. Flash-ul să-l punem pe auto din nou. Tipul de cameră. Iată, se cunoaște un pic și modul macro, focalizează mult mai bine aproape, dar lăsăm pe auto momentan. Cam asta fiind toată interfața. Ce nu am găsit este posibilitatea de a elimina sunetul de fotografiere atunci când faci o poză. Trebuie să văd dacă în momentul în care sunt pe... Da, n-am mai făcut sunet, trebuie trecut pe modul de vibrație. Bun, haideți să vă arăt și tastatura. Este o tastatură clasică deja pentru Android. Tastele de numerice sunt disponibile pe ultimul rând la o apăsare mai lungă. Pentru alte simboluri, observați că punctul și virgula au un mic simbol aici lângă ele care arată că la o apăsare mai lungă se deschid alte câteva taste. Caracterele. Se poate scrie ușor pe ea, dar aș prefera oricând o tastatură swipe. Cam asta ar fi o scurtă prezentare a sistemului Android.